Erau trei negri, Iac, Iac Țidrac și Iac Țidrac Țidrone. Mai erau și trei negrese, Țipi, Țipi, Tripi și Țipi, Tiripi, Pompone. Și s-au căsătorit Iac cu Țipi, Iac Țidrac cu Țipi, Tripi și Iac Țidrac Țidrone cu Țipi, Tiripi, Pompone. Și au avut copii, Iac cu Țipi l-au avut pe Mac, Iac Țidrac cu Țipi, Tripi l-au avut pe Mac Țidrac, Iac Țidrac Țidrone cu Țipi, Tiripi, Pompone l-au avut pe Mac Țidrac Țidrone. Într-o bună zi, Mac Țidrac Țidrone merse în pădure și văzuse un mango fazon pițigulin cu trei țepene într-o stare de cococi fază. Uluit, merse la mama sa Țipi, Tiripi, Pompone și îi spuse: hai mai mic, o să-ți arăt o ciudățenie în pădure. Ajungi la fața locului, Țipi, Tiripi, Pompone își dojeni fiul: vai, Mac Țidrac Țidrone, acesta nu este un mango fazon pițigulin cu trei țepene într-o stare de cococi fază, ci este un obibilobaur într-o stare de bibilostrogeneză, un pui de pâglepiță sau un gogulator cu scobița scoasă.